Pe parcursul celor 2 ani de implementare, elevii din școlile partenere vor fi angrenați în derularea unor activități de documentare printr-o abordare tematică interdisciplinară. Proiectul vizează formarea unui comportament ecologic, social, civic și creșterea gradului de conștientizare față de problemele de mediu. Invitații au avut parte de numeroase surprize, printre care o conferință de deschidere a proiectului desfășurată în sala de ședințe a primăriei Medgidia, în compania edilului Valentin Vrabie. Avem o gamă largă de activități. Uneori o să avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, ca și acum, și vă mulțumim anticipat, că știm că ne susțin. Și abilitățile sunt, în principal, orientate spre a forma un comportament ecologic de elevilor, dar și pentru a atrage atenția, vă dați seama, factorilor de decizie asupra gravității sau gradului de poluare a mulțumim invitația organizativilor noștri pentru disponibilitatea de a veni în România pentru a fi împreună și pentru a discuta detalii privind organizarea activității din următorii 2 ani. Care este scopul programului finanțat de Uniunea Europeană? The purpose of this program, it is about the sea, but most of the part is about the environment, the protection of the environment of each country. We want to give the example not only for the school, but to all the people. Un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus Plus, acțiunea K2. Tema proiectului este ecologică, se numește Once Upon a Time the Sea. Avem parteneri câte o școală din Italia, Spania și Portugalia. Școala din Portugalia n-a mai fost partener într-un mai vechi proiect, proiect Comenius, și continuăm legătura, ca să spun așa. A fost tot un proiect cu temă ecologică, atunci erau copacii, de data aceasta avem marea. Toate școlile din proiect fie locuiesc pe malul mării, fie sunt foarte aproape de mare, exact ca și școala noastră. Care este scopul proiectului? Proiectul își propune în principal formarea unui comportament ecologic la elevi și adulți, pentru că vom avea campanii de informare asupra problemelor cu care se confruntă Marea Neagră. E vorba de schimbările care au loc în ecosistemul Mării Negre ca urmare a efectelor de poluare. Este exact ce trebuie Medgidiei, păstrarea curățeniei. Este un oraș frumos, este un oraș minunat, este un exemplu de conviețuire interetnică, multiculturală, așa cum știe toată lumea, însă mai avem mult la capitolul a păstra acest oraș. Faptul că începem de la educație înseamnă că peste ceva timp lucrurile acestea nu ne vor mai fi temă de discuții prin care să ne certăm unii cu alții cum facem să fie orașul frumos. E simplu, să păstrăm curățenia. O altă activitate din cadrul proiectului Once Upon a Time the Sea a fost activitatea desfășurată de elevii școlii Lucian Grigorescu din Medgidia sub îndrumarea cadrelor didactice. Tema manifestării a fost strâns legată de sărbătorirea Zilei Internaționale a Mării Negre, marcată anual pe data de 31 octombrie. Mă întorc.
Tinerii spun că este foarte important să protejăm Marea Neagră și să nu intervenim nociv asupra ei. Am vrut să transmitem un mesaj pentru mare, să încercăm să ajutăm la oprirea de poluări, exact. Și să încercăm să transmitem ceva oamenilor. De ce este important să protejăm marea? Pentru că, din punctul meu de vedere, și cei care vor veni după noi trebuie să aibă parte de exact aceleași minunății de care am avut noi parte. Împreună cu alte colegii am pictat un tablou pe care îl vom expune în clasa noastră, cu ocazia acestui proiect. Care este mesajul acestui proiect? Iubirea noastră față de mare. Ce conține tabloul pictat de tine? Elevii școlii Lucian Grigorescu, care iubesc marea, o privesc cu dragoste. De ce crezi tu că ar trebui să protejăm marea? Deoarece este unică și nu va mai fi alta ca ea. Am pregătit două cântece, Keep the Ocean Clean și Yellow Submarine, The Beatles. Care a fost scopul acestei activități? Scopul acestei activități era să demonstrăm că noi iubim marea, că noi facem parte din ea și am vrut să le demonstrăm și celor din alte țări că suntem o țară frumoasă, mai ales cu marea noastră. De ce iubești tu marea? O iubesc pentru că e a mea în primul rând și pentru că e marea, e frumoasă. Toate produsele confecționate în cadrul proiectului îmbogățesc și diversifică baza de materiale didactice a tuturor școlilor participante, un mini-dicționar cu informații despre flora și fauna marină, postere, desene, picturi murale, cântece, fotografii, broșuri cu rețete culinare și creații literare sub formă de legendă, povești, poezii, jocuri educative și prezentări multimedia. De asemenea, prin postarea lor în mediul virtual, constituie resurse educaționale pentru toți cei interesați.